însoțit de candidații la posturile de consilier locali, liberalul Nicolae Florian, candidat la primăria Giurgiului, a susținut vinerea trecută importante discuții cu giurgiuvenii care își doresc cât mai repede îmbunătățirea condițiilor de viață în municipiul lor și cu precădere în zonele în care locuiesc. Pe drumul fermei, giurgiuvenii doresc asfaltare, realizarea de trotuare și conectarea străzii la o rețea de canalizare pluvială. Acest lucru i-ar scuti pe locuitorii zonei de frecventă utilizare a cizmelor de cauciuc. Bine primit de giurgiuvenii, de pe o alee alăturată drumului fermei, Nicolae Florian a constatat lipsa canalizării acolo unde există deja un mic bloc de locuințe. Zona, însă, trebuie să ajungă în administrarea domeniului public cu acordul locuitorilor ei, pentru ca municipalitatea să le rezolve apoi doleanțele. Canalizarea asta de aici. Deci de la stradă până aici. Singura problemă care este. Dar canalizarea de acolo e funcțională? Da, da, da. Da, e funcțională, da. Cei de jos de aici, de la parter, sunt cu mizeria în casă. Ni s-a cerut adresele după buletin, după astea, ca să cedăm ulicioarea asta de acolo până aici, tot cedăm sfatului popular. Nici o problemă, o cedăm ca să poată să intre oricine. Și pe intrarea Ardeleni, giurgiuvenii au nevoie de canalizare după ce în urmă cu doar puțin timp au fost racordați la rețeaua de apă potabilă. Iarba crescută pe marginea drumului și lipsa asfaltului lasă trecătorului o impresie dezolantă a drumului paralel cu șoseaua Sloboziei. În zona Istru, la anumite blocuri, este necesară extragerea apei de la subsol, iar problema celor amenințați cu evacuarea din cartier a constituit subiectul dezbătut cu ceilalți locuitori ai zonei. Sunt oamenii ăștia aici, sunt și asta nu sunt ei de vină că au ajuns așa. Dacă dar nu trebuie să fim toți defavorizați pentru că și giurgiuvean când ajungi la marginea orașului, bănuiesc că dacă ar fost ajutat sau ce puțin să le impună cineva ceva, băi, nu mai aruncați gunoi, te-am prins că ai aruncat, pa, sau... Dacă și lor ar fi impus cineva deci ceva sau i-ar fi ajutat, n-ar fi ajuns așa. Dacă civilizat, da. Sunt sigur că poți să le și ceri oamenii. Dacă și la noi vine cineva, un coleg, o rudă cineva și intră de aici, știi unde îi spun că îi locuiesc eu? Florian Nicolae a promis că în cazul în care va fi viitorul primar al Giurgiului, se va gândi atent la soarta locuitorilor defavorizați ai cartierului și le-a promis acestora că nu intenționează evacuarea lor din blocurile în care locuiesc, ci refacerea respectivelor apartamente după posibilitățile găsite și în conformitate cu hotărârile Consiliului Local. Până atunci, celor care l-au întâmpinat cu bucurie pe Nicolae Florian, li s-a sugerat să-și verifice valabilitatea actelor de identitate și să facă altele, dacă e cazul, ca să se poată prezenta la vot pe 5 iunie.